Mulțumesc, Ioana. China anunță brevetarea primului său vaccin, iar saudiții vor deja să-l testeze. Vaccinul se află în faza 3 de testare, iar chinezii spun că el ar putea fi produs în masă într-o perioadă scurtă de timp. Se întâmplă după ce Vladimir Putin a anunțat că și Rusia are o variantă de vaccin. Însă nici măcar medicii ruși nu au încredere în vaccinul lor. Moscova anunță că a produs deja 15.500 de doze din vaccinul Sputnik V și că va începe vaccinarea voluntară în masă peste o lună. Despre reușita unui vaccin discutăm acum cu medicul Virgil Musta. Este șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, în direct acum alături de noi. Bună dimineața, domnule doctor, mulțumesc pentru prezență și pentru intervenție. Bună dimineața! China și Rusia sunt cele două țări care spun că au găsit deja leacul minune și sunt pregătite să-l producă în număr foarte mare. Dacă medicii ruși spun că nu au încredere în vaccinul produs de țara lor, cât de multă încredere să aibă restul omenirii că cele două state mari și puternice, e drept, au găsit un astfel de leac într-un timp atât de scurt, pentru că despre asta vorbim. Timpul foarte scurt în care au ajuns în faza 3, în faza de testare pe oameni. Da, de fapt aici este problema, că foarte probabil să există aceste cercetări și studii, doar că nu au urmat toate etapele, au scurtat anumite etape de siguranță a medicamentului, de siguranță a administrării lui și îl pun pe piață. Foarte probabil ca standardele europene să nu permită acest lucru, dar vom vedea dacă sunt eficiente. Noi ne-am bucura din orice parte a lumii să vină acest vaccin, pentru că este în interesul populației de a se vaccina și de a diminua astfel numărul mare de cazuri care este peste tot în lume. Evident, nu contează țara care va reuși să producă acest vaccin care va fi viabil, contează să fie să nu prezinte riscul pentru cei care îl folosesc. Ce înseamnă scurtarea acestui timp? La ce riscuri ar putea duce în momentul în care spui că ai un vaccin, dar nu ai trecut ca timp prin toate fazele necesare până la producerea lui? În primul rând, trebuie dovedită eficiența. S-ar putea ca să nu fie suficient sau să nu fie eficient și astfel, practic, pacienții sau persoanele să se vaccineze și să nu beneficieze de imunitatea pe care ne-am dorit să o beneficiem, creând chiar o problemă, considerând că sunt imunizați, ei pot să nu mai respecte regulile de protecție și să se îmbolnăvească și, vedeți, poate fi un efect advers. Pe de altă parte, multe medicamente, ca și vaccinul, pot avea efecte adverse și acestea trebuie foarte bine studiate, pentru că trebuie făcut un bilanț foarte clar între beneficii și dezavantajele administrării, ca nu cumva să ne trezim cu reacții adverse severe, cu o patologie care apoi este foarte greu de ținut sub control. De aceea trebuie urmate toate aceste căi și în momentul când există certitudinea că vaccinul este și eficient și nu dă reacții adverse majore, poate fi pus pe piață. Din câte știu eu, și Statele Unite la ora actuală se grăbește să facă un vaccin. Eu cred că, de fapt, aici este mai mult bătălia între firmele mari de medicamente care să fie primul pe piață cu aceste medicamente sau aceste terapii pe care toată lumea le așteaptă. În cât timp ar putea să apară reacții adverse în mod normal atunci când ți se administrează un vaccin, dacă există într-adevăr probleme la producția lui? Pot fi reacții imediate, cum este șocul anafilactic, sau reacții care pot apare într-o săptămână sau chiar mai mult, depinde de ce fel de afectări sau ce organe sunt afectate ca și reacții adverse în contextul vaccinării. Și înainte de această pandemie, când nu vorbeam de coronavirus, când vorbeam de bolile cu care eram obișnuiți, exista o masă de oameni care nu credea în eficiența vaccinurilor. Oamenii sceptici, cei care contestau astfel de metode de imunizare. Având în vedere acum că există deja pe piață, iată, două țări care anunță că au găsit un leac, dar despre care nu știm cât este de eficient, vă așteptați ca oamenii să fie și mai sceptici în a folosi un astfel de vaccin obținut pe repede înainte, să spunem așa? Sigur, sunt oameni care, indiferent cât de bun e vaccinul, ei toți sunt sceptici și nu recomandă vaccinul. Sunt acel curent antivaccinist care, din păcate, face mult rău societății.
Am văzut ce s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani în context epidemiei de rujeolă, cum au murit copii pentru că nu au fost vaccinați. Copii care, de fapt, au fost nevinovați și care nu au avut, fiind cu malformații sau comorbidități, au făcut forme severe de boală și au decedat. Eu cred că tot timpul vor exista în lume astfel de persoane. Ce să spunem de cei care sunt împotriva vaccinului dacă sunt persoane care consideră că nu există virusul? Avem în jurul nostru acum tot mai mulți pacienți contaminați, pacienți care au boala și în continuare sunt persoane care consideră că nu există virus, că tot este o invenție și că, de fapt, sunt interese materiale în jurul acestei pandemii. Ca medic, ca profesionist, domnule doctor, în ce moment ați decide pentru dumneavoastră personal să folosiți un vaccin care a ieșit pe piață, indiferent de țara care l-a produs sau de compania care l-a produs? Ce v-ar da siguranța că vaccinul respectiv poate fi folosit? În general, vaccinurile sunt date pe inițial în studii clinice. Dacă putem face, intra într-un astfel de studiu clinic și am avea noi convingerea că vaccinul este bun, atunci l-aș avea cu mare încredere. Pe de altă parte, urmărim și noi cu mare atenție studiile clinice făcute de alții și rezultatele, pentru că sigur nu vom fi noi primii care vor primi acest vaccin. Și atunci vom analiza și vom privi cu atenție la ce se întâmplă în țările unde vaccinul este administrat și luăm decizia în funcție de aceste elemente. Ultima chestiune, domnule doctor. Credeți în scenariul în care s-ar putea ca omenirea să nu găsească niciodată un vaccin care să funcționeze cu adevărat împotriva COVID-19? O spuneau chiar oficialii OMS că s-ar putea să nu găsim un leac prea curând pentru această boală. Mai sunt alte pandemii care sunt în desfășurare și pentru care încă nu s-a găsit un vaccin, deși au trecut 10, 20, în unele cazuri poate chiar 30-40 de ani de la momentul în care ele au apărut. Da, este adevărat, se poate. De exemplu, infecția HIV. Doar că infecția HIV nu este la fel de contagioasă și nu are aceleași caracteristici cu SARS-CoV-2. Eu cred că se va găsi, chiar dacă nu va fi un vaccin foarte eficient sau cu imunitate de lungă durată, dar ne va da răgazul pe o perioadă de timp să controlăm mai bine pandemia, ceea ce este foarte, foarte important. Vedeți, s-a constatat că în momentul în care apar relaxări și reguli de relaxare, peste tot în lume crește numărul de cazuri. Ceea ce se întâmplă acum în întreaga lume. În momentul când oamenii nu mai doresc să respecte cu strictețe regulile, numărul de cazuri crește. Poate că aceste medicații, aceste terapii care alternative, nu numai vaccin, sunt mai multe terapii alternative luate în discuție la ora actuală și studiate, creează posibilitatea să ținem sub control, chiar dacă să nu oprim complet această boală, această pandemie, această viroză cu efecte dramatice asupra sănătății noastre. Mulțumesc mult, domnule doctor Virgil Musta, șeful secției de boli infecțioase de la Spitalul Victor Babeș din Timișoara, în direct la Digi24, despre vaccinurile care au apărut pe piață. China și Rusia au anunțat că au câte un leac salvator pentru lupta împotriva SARS-CoV-2. Evident, aceste vaccinuri sunt în faza de testare pe câteva zeci de mii de oameni, apoi cele două țări anunță că sunt gata să le producă în masă. Am discutat așadar cu medicul Virgil Musta despre eficacitatea și despre siguranța unui astfel de vaccin obținut pe repede înainte.